10 patroni din Dâmbovița au fost sancționați după ce inspectorii de muncă au constatat în urma acțiunilor de control că și-au chemat angajații la muncă de sărbători legale, fără a-i compensa cu timp liber sau bani mai mulți. Alții au mai fost verificați de ITM și au primit o serie de măsuri pe care nu le-au pus însă în aplicare, motiv pentru care de această dată nu au mai scăpat de amendă. O altă problemă descoperită de inspectori este faptul că patronii, mai ales cei din domeniul industrial, nu instruiesc pe lucrători, existând în acest mod riscul producerii accidentelor de muncă. Și dacă patronii nu pun mare preț pe siguranța angajaților, nu pun preț nici pe sănătatea lor. Deși sunt obligați de lege la examene medicale periodice pentru salariați, ei nu o fac. ITM Dâmbovița a dat însă amenzi de sute de mii de lei și pentru munca la negru. 10 patroni au fost sancționați după ce au fost descoperiți că nu au încheiat contracte de muncă pentru 21 de persoane. Oamenii erau folosiți la muncă în firme de comercializare a materialului lemnos, construcții, transportul rutier de mărfuri, alimentație publică și tipografie. 41 de angajați și-au reclamat în ianuarie patronii la ITM Dâmbovița, acuzându-i că nu le-au plătit salariile, orele suplimentare sau că nu le-au încheiat contracte de muncă.